Lucrările la viitoarea arenă de 5 stele a Sibiului vor suferi întârzieri, iar acest lucru va duce și la o decalare a termenului de finalizare a acestora. De asemenea, și problemele descoperite la structura de rezistență a tribunei principale, precum și alte situații descoperite de cei de la Kona în timpul lucrărilor de la municipal, sunt alți factori care pun umărul la decalarea lucrărilor. Explozia cazurilor de COVID din Sibiu a crescut numărul solicitărilor către serviciul de ambulanță județean. Cazurile la care echipajele SAJ intervin sunt mai multe cu 50% față de luna august a acestui an. Nu au de rezolvat doar urgențele medicale, ci și sute de testări COVID pe zi la domiciliu și transferul pacienților infectați de la spitalul județean la spitalele suport COVID. Medicii și asistenții spun că sunt obosiți, mai ales în condițiile în care s-au sistat concediile de odihnă, iar ritmul de lucru este infernal. Polițiștii l-au identificat pe bărbatul care a aruncat cu vopsea pe statuia baronului Samuel von Brukenthal din Piața Mare a Sibiului. Acesta a fost amendat cu 500 de lei. Sâmbătă dimineața, polițiștii locali au găsit statuia lui Brukenthal din Piața Mare plină de vopsea. La scurt timp au început cercetările pentru a-l identifica pe cel care a vandalizat-o. Luni dimineață, oamenii legii l-au depistat. Acesta are 37 de ani și este din Sibiu. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.